14 înotători ai școlii numărul 8 academician Marin Voiculescu au reprezentat Giurgiu la Cupa Poseidon din capitală. Antrenați de Carmen Sima, sportivii s-au aliniat la bloc start lângă înotători ai marilor cluburi. Chiar dacă nimeni nu-i ajută să aibă un echipament personalizat, nu le plătește deplasările sau măcar să-i felicite după victorii, înotătorii antrenorului Carmen Sima, care nu precupețește nimic pentru elevii săi, obțin victorie după victorie. Așa s-a întâmplat și la Cupa Poseidon de la bazinul Floreasca din București. Campioanele olimpice Carmen Bunaciu și Beatrice Cășlaru au organizat competiția și au cronometrat pe cei peste 100 de participanți la concurs. De la competiția din capitală, echipa s-a întors cu două medalii de aur obținute de Vasia Carla Drăgulin și Daria Remuș la categorii diferite. Clara Mustățeanu și Mihăescu Alexandra s-au clasat pe locul al doilea la vârste mai mici, la fel ca și Delia Trifu și Daniela Bolentiș, care au obținut medalii de bronz. La competiție au mai participat Maria Panait, Nicolas Croitoru, Alexandru Tufă, Antonio Tufă, Bogdan Matei, Andrei Crăciun, Dani Burcescu și Mario Păsărică.